cărgat cadetul. Mâine, după cum știți, la ora 5 avem plecarea. Așa arată mașina pe platformă, pregătită pentru slalom. Cam acesta este traseul de slalom. Are undeva la 7 km, dacă nu mă înșel. Este un picuț mai lung. Sunt multe curbe, dar sunt și porțiuni de loc drept unde poți să-i dai în gură rău de tot la mașină și poți atinge o viteză de bună la 170-180, poate chiar și mai mult. Ceasul e 6:06. Noi am plecat din Turnul Severin la ora 5. Ca de obicei, trebuie să fim mai devreme, aproximativ undeva la ora 7, ca să facem inspecția tehnică a mașinii. Ce înseamnă inspecția tehnică? Inspecția tehnică o fac cei de la CRU, adică este o verificare la mașină să vadă dacă este conform regulamentului ACR. Și acolo îți dă verdictul, ai voie să participi, nu ai voie să participi. Se pare că noi suntem printre primii care am ajuns aici. Băi, am ajuns. Ne apucăm să descărcăm mașina, se pare că suntem primii. Nu ne așteptam la chestia asta, dar e bine. Hai să dăm ATV-ul lui Andrei jos prima dată. Adu și mie niște mănuși. De obicei, noi suntem primii. Băi, ca niciodată, nu? Așa cum ești. Hai, hai. Dă-i așa, hai. Gata, hai că trecu. Merge, merge, hai. Bună dimineața și bine v-am regăsit la un nou vlog, la un nou clip. Am ajuns la Verbița, așa cum ați văzut clipul mai devreme. Am fost printre primii care au sosit. Sunt alături de Cristi Ghilosu. Grâu, aici vedem recolta anului. S-a prins bine grâu, a plouat. Și da, am dăm cu puțin de benzină și cu azotat. Uite, 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 pisica, pisica. Altă pisică. Domnule pilot de raliu. Domnule, eu sunt aici cu câmpurile. Cu recolta? Cu, nu, cu astea, cu spandocul. Ia, lăsați mai jos un comentariu dacă cunoașteți mașina asta. Mulți dintre voi ați văzut-o la mine pe canal când am filmat-o prima dată. Este vorba despre Golf 5 al lui Raul. Astăzi participă. Se dă și el pentru prima dată la Verbița. Îi urăm multă paftă și sunt sigur că se va descurca foarte bine. Sunt
foarte multe mașini, nici nu am apucat ca să le filmez pe toate. O să le vedeți voi pe traseu cel mai bine și cel mai sigur. S-au înscris 102 participanți. Cei care mi-ați urmărit vlogurile anterioare știți cum se treaba la curse, știți cum sunt încadrate mașinile după motorizare la fiecare grupă, la grupa mică, grupa mare și ultima grupă, grupa 5, adică grupa cu mașinile cu turbo. Dar până să vedeți acțiunea de pe traseu, vă rugați să dați și voi pe butonul de like, pe butonul de subscribe pentru a fi cât mai mulți pe acest canal și pentru a ne motiva pe noi să mergem și la alte etape de raliu. Apăreau probleme, parcă erau infinite. Am tot sperat că toate vor fi rânduite și am format un cerc restrâns cu persoanele potrivite. Chiar dacă am fi putut, n-am fi ales altă opțiune. Încă de mici vedeam mașinile ca pe o minune. Ne închidem în garaj, parcă am fi în misiune. Facem magie și o facem din pasiune. Oficial s-a dat drumul la start, prima urcare de încălzire. Încălzire și recunoaștere a traseului. În mare parte cam astea sunt mașinile care au participat.
Nu le-am filmat eu pe urcare, pentru că a fost prima urcare și știți că la prima urcare nu se prea trage așa mult, e recunoașterea. Am să filmez în continuare urcările cronometrate pe timp. Dilosul cu cadetul s-a descurcat foarte, foarte bine, n-a avut probleme absolut deloc la urcare. Sperăm ca pe manșele cu timpii oficial să fie mult mai bine. Stai așa, că nu vrea, că n-are măs. Facem o resuscitare, nu? Uite cum îl trage, vezi? Hai că aproape ieși. Mai are un pic, ia uite-l cum se mișcă. Ho! Uau, murdărire în mașină. Dar am înțeles să pot domnul Lizer, mă? Dat pe cap. Și când sunt peste 7000 și dau 8000, iese de aici unul ăsta, da. Un clopoțel mic, da, iese, da, și mi-activează butonul ăsta. Păi și da, și dar schimb. Vezi să nu sune clopoțelul când iasă. Doamne, să mergi lin. Nu mai filmă partea asta, că n-am îmbrăcat-o în cap. Ne-ai dus-o și tu să faci un detailing auto la ea. Ce detailing, mă? Asta e 3 detailing, ești nebun. Asta e 3 câteva topoare. We'll be right back.
spectaculos. Ați văzut și un jalon care l-a luat el. A scos un timp de 2-20 de secunde, un timp destul de bun. Cam asta se întâmplă la un raliu de slalom. Locul 3, Sabine, doar. Cam asta cu mașinile și-au participat astăzi. Toți sunt la premieră. Dragilor, cam așa se încheie și etapa aceasta de la Verbița, autoslalom. A fost o etapă spectaculoasă. Au fost multe mașini care au participat, 100,
3 la număr. Am ajuns azi dimineața la ora 6 și se pare că am plecat tot la ora 6, este 6:30. Dar au fost oarecum frumos, mie mi-a plăcut. Dacă vouă a plăcut acest episod, apăsați pe butonul de like, pe butonul de subscribe. Noi mergem acasă, mergem să descărcăm mașina și ne vedem luna următoare la o altă etapă de autoslalom, tot într-o locație unde noi am mai fost și am mai participat. Ne-am propus ca acest an să mergem la toate etapele de autoslalom organizate de ACR Craiova. Dragilor, vă mulțumesc că ați urmărit acest clip până la final. Noi ne vedem data viitoare cu un nou vlog. Vă salut!